Bine ați venit la edalarea pentru Ascendent Lună Soare în Gemeni pentru noiembrie. Haideți să vedem ce aveți voi pentru noiembrie. Ce avem pentru Gemeni pentru noiembrie? Wow! Energia voastră! Deci prima săptămână cu siguranță va fi una dintre cele mai bune, după care aveți trei de cupe și asta înseamnă finanțe, nouă de băte și marea preoteasă. Vom vedea acum ce se întâmplă aici. Noul acesta de bâte nu neapărat trebuie să fie piedici, dar iară ceva de a face poate cu activitățile pe care le faci. Iar aici aveți regina de bâte. Haideți să vedem ce aveți aici. Și în primul rând regele acesta de spade să nu vorbiți prea aspru cu toată lumea, pentru că întotdeauna regele regina au o limbă ascuțită sau uh, s-ar putea să te confrunți cu niște momente tulburi din punct de vedere emoțional pentru că ai și trăiul acesta de cupe. Vedeți? 5 de săbi, ce spuneam un pic mai înainte. Haideți să vedem ce e, despre ce este vorba. 5 de spade, împăratul și eremitul are ceva de-a face cu educația. Fie unii dintre voi aveți, poate, un examen, ceva, o diplomă profesională, dar cinciul acesta este și o umilință. Nu este a voastră personal. Este ca și cum vine din, din partea altcuiva, din cauza altcuiva. Eremitul ține de cercetare, educație, patru de bute, Pentru unii dintre voi poate fi datorită comportamentului unui comportament al copiilor sau eu ar spune să stați și departe de prietenii buni, egoiști. Pentru că asta face aici împăratul. Trei de cupe. 10 de monede. Yes! Aici este succes în afacerea voastră. Deci posibil să vă alăturați la ceva foarte mare pentru că aveți patru acesta de bute, poate fi o, o societate, organizație. 9 de bute, 2 de bute, 9 de monede, 6 de monede. Ok, poate te îngrijorezi poate într-adevăr te confrunți cu niște probleme, um, dar cred că se va rezolva, iar aici este ceva la care nu te-ai așteptat. Câștigul respectiv e posibil să ți se dea jumătăți jumătăți de măsură. Dar voi trebuie să, devin, să stați acolo, dedicați muncii voastre chiar dacă nu vă convine acest lucru. Și cu siguranță pentru unii dintre voi sunt, scuzați, sunt, aș spune, sunt câștiguri pe piață de valori. De ce? Pentru că aveți de-a face cu bâte. Asul de săbii. Aici vă spuneți să nu mergeți pe cale ilegală, pentru că veți pierde. Marea breutasă. 10 de bute. Se termină o perioadă grea. Sau posibil ceva pe linia maternă a mamei, bunicii. Ceva la care trebuia să se termine pentru că aveți marea preoteasă. Este cineva ca mai bătrân, înțelept, care se leagă foarte mult întotdeauna de latura mamei. Și cred că sfârșitul lunii vă aduce la o ușurare din ceva. Veți vedea singur la ce. Voi, eu doar voi citi comentariile. Dar cu siguranță veți face bani și mai ales atunci când te dedici, chiar dacă sunt obstacole. Nu vor fi pentru mult timp, pentru câteva zile în a treia săptămână, după câte se vede, dar după va fi foarte bine și înainte va fi. Ce aveți aici? A, aceasta este o, ceva, uh, o nemulțumire emoțională pentru că aveți regina de foc și cinci de cupe. Ceva care cu siguranță veți trece peste 5 de monede. E, poate v-ați pierdut timpul cu cineva și abia acum vă dați seama. Voi ar trebui doar să vă gândiți la voi, la profiturile voastre, la viața voastră frumoasă în familie sau cu prietenii adevărați, pentru că soarele vă luminează de fapt tot ceea ce aveți aici. Deci, cu alte cuvinte, stați deoparte de cei egoiști, e posibil să vă confruntați cu niște momente tulburi, dar sunt emoționale uh, și în momentul în care voi vă țineți de ceva, fie că aveți o diplomă profesională, fie loc de muncă, aici sunt, aici este succesul de fapt. Deci aveți, este plin de energie pozitivă și se încheie cu energie pozitivă și foarte probabil ca relația ta, ia uitați-vă, aveți și herofantul, ca relația voastră cu oameni suspuși să fie foarte bună. Aveți eremitul, învățatul, aveți împăratul, herofantul, marea preoteasă și soarele. Și asta va aduce succes. Haideți să vedem ce avem ca sfat pentru voi. Avem pentru voi aici ca sfat. Regele de primăvară, inovativ, ești foarte inspirat, inspirată, teatrical. Um, vin bani, cu alte cuvinte, vin bani. Este exact frumusețea voastră. Pentru că atunci când voi folosiți experiența voastră, cu siguranță veți avea succes și e posibil de undeva să vină cineva care te va ajuta. Iar dacă ești la un început de o afacere, te va susține. Și este o persoană care știe să facă afaceri și care ar spune te ajută onest și cinstit. Release. Lasă trecutul undeva pentru că acum sunt noi oportunități și este timpul să mergi mai departe. Și patru de toamnă să ți menajezi toate resursele pe care le ai, ceea ce spuneam un pic mai înainte aici, pentru că va trebui să te gândești că există oameni care sunt mai puțin norocoși ca tine și să nu te gândești că neapărat trebuie să iei acea sumă totul odată. Deci, e o lecție aici. Ce avem de la Arhanghelul Mihail? Oh, <laughs> fii bun cu tine. Fii bun cu tine. Întotdeauna te simți vinovat că i-ai ajutat pe alții, că s-a întâmplat ceva, că te confrunți cu niște tulburări acolo sau cu niște neînțelegeri. Fii bun cu tine pentru că nu este energia ta acolo. Nu te mai învinovăți. Și situația respectivă este deja rezolvată. Lasă totul la o parte pentru că nu și are rostul și dacă vrei într-adevăr să se rezolve în pace cu tine, ar fi bine pur și simplu înainte de culcare să te rogi. Și Arhanghelul Mihail îți va arăta. Numai bine, la revedere și ne auzim!